Agresorii femei de 78 de ani din Suciu de Sus, bătută și jefuită în noaptea de 18 mai, au fost reținuți de polițiștii băimăreni. Aceștia s-au predat la o săptămână după comiterea faptei. Făptașii sunt doi tineri în vârstă de 18 ani din Baia Mare care, participând la o mormântare din localitatea Suciu de Sus, au aflat că bătrâna avea bani într-o punguță pe care o purta tot timpul la gât. Unul dintre ei se pare că este chiar rudă cu femeia. Tinerii au fost convinși să se predea chiar de mama unuia dintre ei. Bătrâna a ieșit din curtea casei în seara zilei de 18 mai. Când a deschis ușa, doi bărbați au năvălit peste ea și au început să o lovească, furându-i punguța cu bani pe care o purta întotdeauna la gât și care conținea aproximativ 5.700 de lei. Acum cei doi se află în arestul poliției Baia Mare. Aseară, magistrații judecătoriei Târgu Lăpuș au dispus arestarea lor preventivă pentru 29 de zile. Tinerii sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie în formă agravată, comisă de două sau mai multe persoane pe timp de noapte, iar dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 25 de ani de pușcărie.